Atlantia vive Atlantia, vince Atlantia, Victor Atlantia, vive la carta, vive Shambhala, vive le mura, vive Rantia, vive la caccia, vive Dracona, vive le Irmul sul cavi, vive Dinser, c'è Schiasser, Hosse, vive di morta, di morta, più di morta, di vivere, di morta, di morta, di vivere, di Dinser, c'è Schiasser, vive, di Besser, c'è Scorser, c'è Schiasser, di Horse, c'è Schiasser, c'è Schiasser, vive. Scusi, mio popolo Atlantia. Eu tot vă spun de rest. Vreau să trimit un mesaj către Agata, către Agatâș. Au mai rămas 5,22 zile din cele 49 de cicluri de câte 37,7189 zile fiecare și corm negri se rotesc asupra mea. Gunoiul împuțit de Andrei Cristian de Taru, jegul ăla împuțit ca lor lucrează pentru toate secrete strinea, găsit o cale către inima lui bunică mea. Pentru a mă face pe mine sclavul ei. În cooperare cu o pizdă de la voi, cu o fată, că trebuie spintecată asta, pe nu știu ce, care nu este Mihaela, mă, frățile, care seamănă cu ea, că trebuie să lângă mine, și cu un gunoi împuțit de soldat care și-a ucis sergentul în Afganistan sau în Irak. Acești indivizi, aceste gunoaie, cooperează cu un copil de 20 de ani care pretinde că conduce România și care este fiul lui Sanda Vucescu, pentru a mă distruge complet. Și cu Alex Mălinaș, care dorește să mă umilească. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este că acești oameni mi-au luat totul. Tot m-am înseamnă că când taie pula și nu știu ce și mă nenorocite pe viață dacă nu sunt sclavul ei. Dar asta n-am acceptat. Să-i dau caledole de Crăciun și că mi-a rămas jumătate. Am mai vine gunoiul și că nu mi-a mai rămas nimica. Jegul ăla am pus, trebuie să dispară. Spintec părinția la pizdă, spintec copiii, îl omor pe jigodia aia împuțită. Și e un gunoi în fața mea, Andrei Tătar. E un jeg împuțit care trebuie să dispară. El și toată familia lui din rasa roșie de țigani împuțiți de alba iulia trebuie să dispară, împreună cu gunoi împuțit de bunică mea. Astăzi am făcut, și după aceea am venit și mi-am luat cadourile de ziua mea. Mi-am asuns. După aceea ălea de Revelu, mi-a mai rămas jumate. După aceea ălea din, de la voi. Sfele de cristale de Raman Nilan, mi-a mai rămas jumătate. Sfele de cristale roșii de la voi, fost distrus. La gunoi de când de gunoi împuțit de bunica mea. Hărțile 3D au fost distruse. Au reușit să rupă legătura cu Mariana ei. Unde sunt la 527 de ani, unde sunt 400? Unde sunt vadrilioanele? Unde 16, 423 și 38, unde sunt 20 trilioane, 569, ei bine, toți banii ăștia, unde sunt trilioane, 175 trilioane, 75 de trilioane, 19 trilioane la voi, 3000 de miliarde, unde sunt palatele la voi, la 49 de palate, 70 de palate și Shambhala 63, unde sunt la 752 de miliarde și cum mai numai 652. Bă, și așa de fericit e gunoiul ăla împustit de Andrei, dar așa se bucură împreună cu pizza, am pus de Laura Danica, prins pintecanul, nu știu ce, arsă și ia pe rugă cu gunoaiele împuțite de maramureșeni. Așa se bucură când mă vede nenorocit pe viață. Se bucură gunoiul ăla împuțit. Se bucură jigodea aia împuțită. Se bucură gunoaiele astea împuțite. Am rămas cu 10 lei. Gunoaiele astea continuă să ceară milioane, miliarde, trilioane, bani. Și încet, încetul o fura tot. Au furat 300 de milioane, au furat 400 de milioane care au trimis în Rusia, au furat 16, 43 și încet, încet se apropie de acele 2 milioane care sunt baza credinței mele. De la SG1 au furat 3 milioane 10 și 20, 16 milioane, de la Armat au furat 25 de milioane, de la SG1, de la DIA au furat 12 milioane și vor să mă nenorocească complet. Este acest gunoi împuțit de spion american pe Babes numărul 10, combinată cu pizza asta împuțită de pe care vrea să mă transforme pe mine în soțul ei, în sclavul ei. Și singura cale de a mă transforma pe mine în sclavul unei pizde împuțite de 1598 minte Elvira Țărmul este să-mi distrugă complet averea. Prima dată o distrus casa Lonești și complexul bar care și nu mai există pentru mine. O distrus, deci eu n-am avut Crăciun, Revelion și ziua mea. Am fost sclavul unei gunoi împuțit și nenorocit, mai pe Andrei Tătaru. Și rup astăzi pentru toată eternitatea, toate înțelegerile semnate cu el sau cu jigodia pusă de Elvira Țărmure. Îi rup aripile cu mâinile goane la gunoi împuțit de Leliana, că ea este dragonul legendar Leliana, cu două capete trăind din trei, dragon alb, pe care am crezut-o prietena mea acum câteva mii de ani, dar între timp s-a apucat să taie pulele la bărbați, s-a apucat să-și bată joc, să conserve femeile deasupra bărbaților, s-a apucat să
își bată joc de toți dovachini, au mâncat 15 dovachini, au provocat pe toți. În Tales of Dragonlore m-a scurs să merge să o atace și după aceea i-au omorât și i-au mâncat. E un gunoi care trebuie să dispară. Eu îi retrag calitatea de dragon legendar. Este o jigodie care nu are ce căuta în neamul dragonilor. Eu votez pentru război între Agatha și Super, nu din cauza problemelor mele, ci pentru că sunt convinși că nu voi, ci acești dragon cu două aripi, două picioare, care nu au avut lecția care ați avut-o voi înainte când v-ați bătut drenul și când iar i-ați făcut sclav pe oameni, ei vor acum să atace pământul și să-i facă sclav pe oameni. Există o prințesă aurie la banca Transilvania, banca mea, de unde s-au furat, unde sunt la 41 de milioane, care, unde sunt la 79, 89, 88 de nați, și că să mă înșez. Nu pot să mă înșez până când nu-l văd pe gunoiul ăsta mort pe Andrei Tătaru și pe bunica mea. Jigodile astea puse trebuie să dispară. Sunt absolut convins că îmi vor răul. Sunt absolut convins că vor să distrugă tot, pentru că în momentul în care am spus că sunt de acord ca toți banii mei să meargă la mâncare, că altfel mă spinte, că mă știu ce, mă întaie pula și mă transformă în femeie și nu știu ce, în momentul acela mi s-a spus că nu mai am nimic. Mi s-a spus că sunt un gunoi, un jeg, un căcat și toate lucrurile mele, toți banii mei se duc la gunoi în pustia Andrei Tătaru, care exultă de fericire. Este un gunoi și un jeg care exultă de fericire. Și nu am nimic contra dragonilor, deși am înjurat astăzi și de mai multe ori. Și nici împotriva voastră. Dar acești oameni trebuie să dispară. Distrugeți odată pe pizda asta care vorbește în creier, care spune că îmi dă. Mihaela Mâfrățilă, care este dragon legendar, nu vrea să aibă de face cu mine, vrea să vorbească. Nici Iulia Ocor, care a fost futută de gunoi ăsta, am pus din Maramureș, Andrei Tătaru, nu vrea să vorbească cu mine. Și nu am altă modalitate de a pune capăt testului Agartei. Am vrut să pun capăt testului Agartei înainte de a ajunge la unirea celulelor. Știu că sunteți bacterii de vin, știu că vreți să vă uniți acum în ființe multicelulare cu 5 zile înainte, că așa, cam cu 4-5 zile înainte de completarea tantanazului nemanifestate, pentru că n-ați ajuns voi la Virgina, n-ați ajuns voi la începutul găurii negre, da? La Fier 1. Nu veniți din Fier 1, veniți din Fier 2, din Duhul Sfânt. Pentru că voi sunteți la conștiință. Conștiință, spirit, lumină, natură creată, Dumnezeu creat, că Dumnezeu creat, Duhul Sfânt natural nemanifestat, Dumnezeu Sfânt nemanifestat, prin urmare. Voi nu ați ajuns la completunea conștiinței, dar ați trecut pe ciclu spiritual, că și toți au trecut acum pe ciclu spiritual, eu muncim 7984 de zile pentru Atlantia. Ultimele 20 zile sunt ciclu spiritual și gunoiul ăsta am puțit, trebuie să-l lase pace, jegul ăsta am puțit de 20 ani și cu jigod de asta am puțit de fică a nu știu cui. Gunoiul ăsta cu 4 ani și 4 picioare de aici. O să fac apel la Curtea Internațională de la Haga și la Curtea pentru Drepturile Omului. O să fac în engleză un film și o să spun tot ce mi-au făcut ăștia. Gunoaiele impusite care vorbeau de dreptate divină, eu să plătesc pentru crimele. Taică-meu, Laurențiu Marin, Andrei Tătaru, maică-mea, bunică-mea, taică-meu pentru faptul că e criminal, maică-mea prin faptul că ascultă de bunică, mai cred că ne-am ucis niciodată în viața mea. Jegul ăla impusit comunist trebuie să fie distrus. Ea este sursa răului. Ea mi-a distrus viața când la 10 ani. M-a dus între 38 și 40 de ani când distruge ăsta spiritul. La 10 ani, când ce taie m-a decapitat, mai când m-a dus și mi-a arătat taică mi-a având lâna de aur, care este pielea lui Iskander Vermilion Kegnamon, dragonul auriu. Și mi-a arătat coșul de gunoi și a spus că trebuie să pună coșul de gunoi și o să pună flori la mormântul meu. Unica mea crede doar că ea trebuie să distrugă tot. Ea este o jigodie de spion, un gunoi de activist comunist care dădea la coreografie numai note de 4 și 10. Eu îi corectam lucrurile când aveam 13 ani. Așa. Ea a făcut numai rău în viața ei. Ea a distrus dinții la Io. Că uite, mi-o crede la... are din dinte. Ea dau spargere aici la bancă. Ea a distrus pe maică mea. Pe mulți o distrus. Ea este un gunoi. Ea este un jeg, ea este un căcat. Trebuie să dispară acest căcat. Mult mă țin, ca într-o pușcărie aici, mai am 10 lei în buzunar. Nu mai am niciun ban în bancă. Unde sunt la 400 de miliarde? Unde sunt la 200 de miliarde? Vedeți, eu vă rog pe cei de la Templul Pur, dar nu pe nobil, că nobil nu am încredere. Pe cei de la Templul Pur să intre în sistemul informatic și să recupereze toate sume ce s-au furat de la mine. Trilioane, quadrilioane, vintilioane pe care eu sunt presat acum de gunoiul ăsta să renunț și că banii României, nu știu ce, și de jegul ăla am pus de Victoria Dăncilă care vrea că eu să stau cu bunica mea,
Neînțelegând că vampă nemortă, vampiră nemortă, și vrea să-mi bea sângele, deja au făcut crucea că eu am murit în 2019, când o să împlinesc 40 de ani, vrea să-mi bea sângele înainte, după obiceiul gunoailor de clujeni, așa, jegurul ăsta din Cluj. Așa. Și eu o să-i distrug pe acești, o să-l distrug pe criminalul împusit de Claus Werner Iohannis, o să-i distrug pe gunoaile de templieri, pe jegurile împusite de iluminați, nu am încredere în biserica creștină, ei au furat 400 de milioane de la mine, și o să cer banii aceia înapoi. Și să vă feriți. Nu de mine, de ei.